Ce m-a schimbat un primar? Ce faci, mă, pe unde umbli? Mă aleargă lumea până și tu niște aici, dă o fugă până la mine acasă și de-aia mergi la toate babile alea care ții până la mine în portă. Hai, executarea! Ia stai așa, mă! Ți-ți place Pancu, mă? Care Pancu? Pancu, mă, de la Rapid. Pancuone? Zi așa, domn primar, normal că da. Și de el, și de Daniel Niculae, și de Maftei. Coman, Marius Constantin, Maftei, Bădoi, Emil Dică, Niculae Grigore, Ionuț Stancu, Mugurel Buga, Daniel Niculae, Ciprian Vasilache și Viorel Moldovan. Și stai așa, că mai e și negru. Ionuț Rada, Romeo Stancu și Burdujan. Eurofantastici. Bă, dar tu ești rapidist? Nu. Dar ce mai mult prin sat, țin cu Rapidul și chiar dacă nu te interesează, tot îți intră în cap. Păi peste tot se vorbește numai despre Rapid, domn primar. Și mai ales dacă beau o bere sau două, să vezi și se ceartă, se iau și la bătaie. Păi de stai mă aștea, că nu l-ai spus pe Bratu. A, pe care Bratu? Florin Bratu. Nu juca și în echipa asta? Nu. Bratu a plecat înainte, la Dinamo. Deci el a plecat înainte. Și aha. Bratu nu prea e rapidist, el e mai mult de dinamovist. O să mă, dar Pancu ăsta e mai bun ca Mutu? Domn primar, la noi în sat, peste Pancu nu e decât Hagi. Dacă zici altfel, ai probleme. Bă, dar de ce sunt toți așa, mă, cu Pancu ăsta? Păi nu știți povestea? Nu. S-a stricat odată autocarul Rapidului la noi în sat. Ei veneau de la un meci, nu mai știu care acum, parcă de la Iași. Și a rămas toată echipa la noi în sat. Era și Pancu cu ei. El atunci juca la Beşiktaş, dar venise și el cu echipa să vadă meciul. Domn primar, știi ce paranghelie a fost? Și dimineață, Pancu a plătit toată nota de plată, că se nimerise să fie și ziua lui. La tot satul a plătit. Adică el a plătit mai mult de jumate și restul a plătit Răzvan Lucescu. Nu, că echipa n-a băut. A băut o bere, maxim două, dar ăștia ai noștri din sat. Praf s-au făcut. Toți, domn primar. Și de atunci, cine nu era deja rapidist, a început să țină cu Rapidul. Și eu? Eu țin cu Steaua. De când eram mic. Cu Steaua la Lăcătuș. Dar nu pot să nu țin și cu Rapidul. Păi, domn primar, Rapidul e de-ai noștri. Știți ce băieți de treabă sunt? Păi dacă eu am stat cu Burdujan de vorbă două ore, păi mi-a povestit la tot. Ce gagici are, ce mașini. Păi am văzut la el un telefon, în viața mea nu văzusem așa telefon frumos. După aia am vorbit și cu Daniel Niculae. Ce băiat mișto e și era, domn primar. Și e și deștept. Eu cred că citește cărți. Dar uite, el nu le are cu gagicile, cu mașinile, el e cu hip-hop-ul. Că mi-a pus la căști niște melodii. Deci mi s-a făcut pielea de găină, atât de mult mi-a plăcut. Și dimineață, eu cred că de-aia a plecat. Că eu, adică cred că ar mai fi stat. Dar s-a luat în gură Marius Constantin cu Pandele, îl bătrân, care e dinamovist. Abia l-a ținut domn primar și Răzvan Lucescu și Maftei pe Marius Constantin. Că se lua la bătaie cu Pandele, la bătrân și cu Fisu. Că Fisu a venit să-l apere pe Tasu. Dar după aia Fisu și-a cerut scuze, că e și el rapidist. Băi! Când a țipat odată Pancu la ei, deci domn primar s-a făcut o liniște. A plătit nota de plată, deși i-a urcat pe toți în autocar și duș a fost. Păi eu acum sunt prieten cu toți pe Facebook. Adică cum postează ceva, dau like. Bine, mă, gata, hai că am zis foarte bine, bravo, ție, du-te acum și dispersează grupul ăla de babe, că vreau să merg și eu acasă. Bună, Paul. Bă, voi vreți să vă rup capul? Ha? Ți-ți place Dardelo, ha? Poftim? Te mai întreb o dată, ție îți place Dardela? Îi place, îi place. Aha. Și ce, mă, ție nu-ți place? Nu. Mie acum nu mai place. Adică mi-a plăcut, dar nu mai place. Minte, domne, da, s-a și făcut motociclist ca să-i placă lui Ardela. Lui Ardela nu-i plac, mă, motocicliștii. Și în al doilea rând, tu nu ești motociclist, tu ești un bambilici. Motociclist înseamnă altceva. Am înțeles. Da? Bă, dacă mai deranjează careva pe Ardela cu orice, 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 câte mică chestie, vin și vă rup gâtul. Vă strâng de gât. Păi stai un pic, eu sunt și primar. Păi și pe tine te-a strâng primul. Bă, ne-am înțeles? Și ca să vedeți că nu glumesc, vino coace. Nu, nu, haide mă, du-te, o cerere de datorii, hai, executare.
Te-am înțeles, o lași în pace, da? Da? O lași în pace, da? Am înțeles. Da, dacă nu mai avem nicio treabă cu Ardela, cu tine pot să vorbesc? Ce? Adică eu cu tine să fim prieteni. Ce prietenă? Nu vrei? Și dacă tot e festivalul ăsta al motocicliștilor, poate e și domn primar aici, poate rezolvăm treaba cu festivalul. Bă, de mâine tu nu mai ce să cauți la club, n-am înțeles? Doamne, ce mușchi are! Deci domn primar are niște mușchi. Piatră. Ce, mă? Este așa, mă. Uite-te, bă, la mine, cu tine vorbesc. Ce te uitai așa la el, a? Și cum adică să fiți prieteni? Nu știu, domn primar, dar de când m-a plimbat cu motocicleta, așa m-a plimbat cu viteză mică prin sat și simțeam așa vântul care se joacă părul meu și aerul ăla care mângâia fața, nu știu, m-a simțit și eu așa stăteam așa lipit de spatele lui. Haideți, domn primar, să-l ajutăm cu festivalul ăsta a motocicliștilor. Borobi, ce-i cu tine, mă? A uitat că ăsta te-a strâns de gât adineauri. Și ce? Ia ieși-mă afară, hai. 24 de ore să nu te mai văd. Ia stai așa. 48 de ore. Ba nu, până nu ești liber. Dar e și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.